micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Dintele. Asta e ceva nou. Bună tuturor! Astăzi voi trece printr-o provocare dificilă. Îmi voi curăța dinții cu asta. Periuță de dinți electrică. Wow! Ce mai viteză! Interesant! Are un motoraj bun. Ce tare! Ne sperie mai mult sunetul periuței decât cum arată. Mama! Oh, Katia! Uite ce am aici! Eu prima! Mi-a căzut un dinte! Prieten, revin mai târziu! Dinții strălucesc! Astăzi, în sfârșit, o voi vedea pe Zâna, măseluță! Ea vine doar atunci când toți dorm. Eu am decis că nu mă voi culca. Un plan minunat! Oare e ce-mi va dărui? Am o periuță și pentru dinții de lapte. Un om adult are 32 de dinți în gură. Ei nu ies toți imediat, dar pe rând. Când copiii nu sunt capabili să meargă și să vorbească, apar dinții de lapte. Înainte de a merge la școală, acești dinți cad pentru a putea fi înlocuiți cu cei permanenți. Aceștia deja nu pot fi pierduți, deoarece nu vor crește alții în locul lor. Dar trebuie să avem grijă și de unii și de alții, curățându-i și mâncând mai puțin dulce! A adormit! Mama? Am vrut să citesc o carte! Tu de ce nu dormi? Aștept Zâna! Ah, da! Era cât pe ce! Așa ne putem juca până dimineață. Sper că zânele dăruiesc ciocolate. O periuță ar fi prea greu de cărat. Mama, iar tu? Zâna! Aha, măseluță! Ce tare e asta! În sfârșit! Tu îmi dai dintele, eu îți dau cadoul și am zburat. Aripile sunt adevărate? Sunt de frumusețe! Eu zbor pe moped! Hopa! E un rucsăcel fixichi? Cum? Unde? Aveți un rucsăcel! Sunteți un fixic! Am stat prea mult! E timpul! Am încă sute de dinți! Sute de copii! Înainte! Ciao! Și dintele? Da! Salutări lui Fric și Geek! Aha, o să le transmit! Vai! Sunteți bunica lor? Vai! Știi să păstrezi secrete? Aha! Da! Eu sunt bunii! Deci am zburat de aici! Titiș! Oamenilor le place să creadă în tot felul de povești. Când unui copil îi cade dintele de lapte, imediat trebuie ascuns sub perna, pentru ca apoi Zâna sau șoricelul să-l schimbe cu un cadou sau un dinte nou. Alți mici visători cred că trolii și spiridușele iau dinții de lapte. Unii își aruncă dinții de lapte în aer, îi îngroapă în pământ sau îi aruncă peste acoperiș. Vă puteți imagina? Iar alții cred că dintele de lapte căzut îi va ajuta să devină cine vor. De aceea, viitorii fotbaliști își îngroapă dinții pe stadion, iar medicii lângă spital. Deși cred eu că doar cei care învață și se antrenează mult
pot deveni adevărați profesioniști. Uite așa! Sunt gata pentru masaj! Mama, ia uite ce mi-a dăruit Zâna! Copiii au voie să folosească... Copiii în primul rând! Te uiți la recenziile mele? Da, desigur! Am rant! Zâna, măseluță, are un gust deosebit! Aha, și ciocolata a fost foarte bună! Care ciocolată? Periuța, e minunată! Curăță singură! De-ar face și tema pentru acasă! Ce are ciocolata cu asta? Pasta de dinți. Mâncare de astronaut pregătită! Racheta gata! Și cine zboară până la soare? Eu sunt pregătit! Un erou adevărat! Micule Tom! Ai văzut cumva... Acolo era! Aproape că ai distrus un experiment vital! Cu o semnificație globală interplanetară! Am stricat ce? Testarea științifică a celei mai noi formule de pastă de dinți. O să îmi periez dinții cu ea! Iar eu, ca șef dentist, voi monitoriza testarea. Și nici să nu te atingi de ea! Perfect! Cum ar trebui să zbor acum către soare? Ciudat! Pasta de dinți e făcută pentru copii! Și... Și atunci de ce i-a dat-o tatălui tău? Așa e! Mă duc să-i spun! Mama, noua pastă de dinți! O testez eu! Nu, îl folosesc pe tatăl tău pentru că e o persoană responsabilă. Și eu sunt! Sunt foarte responsabil! Cine ar fi zis? Camera ta e un dezastru! Nu am avut timp să fac ordine! Nu ai udat planta? Am uitat! Te-ai spălat pe dinți? Da, chiar un minut întreg! Trebuie să te speli pe dinți timp de 2 minute, dimineața și seara! Scuze! Ce pastă de dinți grozavă! Dacă vrei să nu te doară dinții, trebuie să ai mare grijă de ei, periindu-i cu ajutorul periuței și pastei de dinți! Pasta de dinți ajută la îndepărtarea mâncării dintre dinți, elimină bacteriile nocive și îți menține dinții puternici, sănătoși și frumoși. Pasta de dinți ar trebui să existe în fiecare casă. Adulții ar trebui să folosească pasta pentru adulți, iar copiii ar trebui să folosească pasta de dinți care este sănătoasă și sigură pentru dinții mai tineri. Trebuie să folosești o pastă de dinți potrivită pentru vârsta ta. Micul Tom, nu atinge! E pentru experiment! Doar o să miros, nu-ți faci griji! Ei bine? Miroase a gumă de mestecat. Hei! Doar mă uit la culoare, atât! Haide! Chiar vrei să strici experimentul? Pune chiar acum pasta de dinți la loc! Vreau să încerc pasta asta de dinți atât de mult. Ei bine, ce-ar fi dacă ai... Știi cum să te speli corect pe dinți? Să verificăm! Mai întâi, ia periuța și clătește-o cu apă. Apoi pune puțină pastă de dinți pe ea, cam cât un bob mic de masă este suficient. Acum 1. Perează exteriorul dinților din față de sus în jos. 2. Perează partea din spate a lor de la gingii în jos. 3. Deschide gura larg și perează-ți dinții din spate. Aceștia sunt dinții pe care îi folosim la amestecat. Perează înainte și înapoi, iar și iar. Ar trebui să-i periezi 2 minute întregi, numai puțin. Acum e momentul să clătești pasta de dinți din gură și să cureți periuța. Așa e, periuța trebuie să fie curată. Și te rog, nu fi de lăsător. Dacă te speli pe dinți de 2 ori pe zi, ei își vor menține aspectul grozav ani de rând. Mamă, tată, vedeți? Am făcut tot!
foarte bine. Și promit că îmi voi spăla dinții corect, atât cât trebuie. Și... și de două ori pe zi? Doar lasă-mă să particip la experimentul tău. Te rog, mă lași? Nu știu ce să zic. Cred că putem încerca. Oh, ce? Păi, mai avem și o spumă pentru dinți. Cine o încearcă? Eu! Un erou adevărat. Prin câte feluri am încercat să-l convingem să se spele pe dinți înainte și nu a mers? Nu i-am folosit imaginația înainte. Ideea ta cu experimentul a fost strălucită. Simca, crezi că ar trebui să-i spunem? Răspunsul e nu! Nu putem perturba experimentul! Aventurile Fixiki continuă în fiecare episod, așa că dă click pe abonare, iar Nolik va fi fericit! Fixiki. Periuța de dinți. Odată ce termin cu tine, poțiune secretă de creștere, am să am propria mea echipă canină! Și am să o conduc... Wow! Wow! Cât de tare! E mai tare ca un serial! Oh, da! E distractiv, dar nu o să se termine bine! Micul Tom, pregătește-te de culcare! Mă culc, tată! Dar înainte, rețeta mea secretă! Începem cu puțin carboniterus. Iar acum puțină pâine și unterus. Și în final spumă de bărbieritus. Șosețica, nu te teme, bea, draga mea, și vei crește de 10 ori mai mare. Ce? Nu are gust bun? Ah, da! Am uitat să o amestec! Acest mixer hipersonic o să facă treaba! Micule Tom, nu ar trebui să folosești ce nu-ți aparține! E periuța tatălui tău! Ah! Hei, termină! Nu face pe signitul! Că bine zici! Tu, micule Tom, ești un băiat mare, dar creierul tău e mai mic decât al lui Nolik. Îți mulțumesc! Du-te și pune periuța de dinți la locul ei, ca și când n-ai atins-o. Nu, nu trebuie să fac asta. Micul Tom, mai ai? Aproape am terminat, tată. Simca, Nolik, vă rog, am nevoie de ajutor. Nu te panica! Întâi trebuie să ne dăm seama ce s-ar fi putut strica înăuntru. O periuță electrică e foarte ușoară dacă știi cum funcționează aceste părți. Bateria, motorul și mecanismul foarte isteț care conectează motorul de peri. Secretul unei periuțe electrice este chiar acolo. Mecanismul se folosește de rotirea motorului pentru a face perii să se miște repede. Sus, jos, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Și așa îți periază dinții. Și ce facem în privința asta? Uite ce vom face! Întâi scoatem motorul, apoi scoatem roțile și mecanismul! Cât timp ne trebuie ca să facem asta? O oră sau două! Poftim? Nu! Ascultă aici, micule Tom! Trebuie să deschizi compartimentul bateriei! Așteaptă-mă chiar aici! Aceștia sunt dinții tăi. Ei, nu sunt chiar dinții tăi, dar înțelegi ce spun. În zilele noastre folosim periuțe să ne spălăm pe dinți, dar nu a fost mereu așa. Vechii egipteni foloseau un băț pentru a-și curăța dinții, în timp ce în Grecia antică își frecau dinții cu o cârpă. Iar vikingii, ei, cine știe ce foloseau ei? Apoi, acum aproape 200 de ani, un englez numit William Addis a inventat ceva mai bun. A făcut găuri într-un os, a inserat niște peri în ele și apoi a creat periuța de dinți. Iată ce trebuie să știi dacă ești fixichi, adică un maestru reparator. Trebuie să te speli des pe dinți, mai ales după ce mănânci. Altfel vei ajunge să ți repare dentistul. Ei, e ceva în neregulă cu mecanismul? Nu,
atunci ce are? Nu o să-ți vină să crezi! S-au consumat bateriile! Asta-i tot? Știu ce trebuie să fac, le voi înlocui! Tatăl tău a pornit periuța de dinți! Se pare că totul e în regulă! Funcționează! Foarte bine! Excelent! Tatăl tău nu va afla niciodată ce mâzgă ai amestecat cu periuța lui! Ce mâzgă! Cum îndrăznești, Nolik? Cum îndrăznești să-mi numești poțiunea măreață astfel? Micul Tom, văd că e numai săpun pe periuța mea de dinți! Poți să-mi explici de ce? Vai, vai, vai! Ei, ai fost prins! Ce-ai de zis? Fixiki. Germeni. Ura! Mâncare! Micule Tom, ai adus mingea la masă? Este foarte murdară! Nu știi că-s germeni sunt pe ea? Spală-te pe mâini! Uite, sunt curate! Te-am văzut! Acum du-te să te speli iar! De ce? Sunt germeni și pe șosețică? Foarte mulți! Haide, dă-mi-o înapoi! Din nou? Bună, micul Tom! De ce ești furios? Încearcă tu să te speli pe mâini de 3 ori pe minut! Asta are germeni, aia are germeni, poate nici nu există! Asigur că există! Doar că sunt atât de minusculi încât nu poți să-i vezi fără un microscop! Micul Tom, hai să mergem în biroul tatălui tău! El are un microscop, ne putem uita la niște germeni! Germenii sau microbii sunt creaturi atât de mici încât avem nevoie de un microscop pentru a le putea vedea! Dar ele sunt peste tot! În pământ, în apă, prin aer și trăiesc oriunde, chiar și pe noi! Unii microbi se pot mișca cu ajutorul unor prelungiri! Mulți microbi sunt inofensivi, dar există unii care sunt periculoși! Dacă ajung în corpul tău prin nas sau prin gură, ar putea să te facă să te doară gâtul sau stomacul! Mai rotește-l încă puțin! Gata! Acum, uită-te! Ce neplăcut! Hei, lasă-mă și pe mine! Oh, arată înfiorător! Stai așa, există germeni ca aceia care trăiesc pe mâinile mele? Te-ai prins! Dar l-am spălat, de 7 ori! Cu săpun? Nu, doar cu apă. Trebuie să folosești și săpun ca să scapi de germeni, nu doar apă! Și ce săpun să folosesc? Oricare! Acesta, acela, amândouă sunt antibacteriene, deci elimină bacteriile! Dar oare va elimina și germenii? Desigur! Bacteria este altă denumire pentru germeni! Sunt același lucru! Spală-te! Micul Tom, dă-mi și mie puțin din săpunul lichid! Vreau să am mâinile curate! Bravo! Așa vă vreau! Ura! Suntem curați! Acum hai să facem un puzzle împreună! Bine, dar oare nu este plin de germeni? Și pe mingea are fotbal! Ce o să ne facem? Eu zic să le curățăm cu săpun! Nu, curățăm toată camera! Așa e! Înconjurați de milioane de microbi invizibili, inclusiv cei care ne pot provoca o boală. Dar nu avem de ce să ne fie frică de ei atâta timp cât urmăm câteva reguli simple. Mănâncă doar legume și fructe spălate, mențineți casa curată și spală-te foarte bine pe mâini cu săpun. Preferabil zilnic cu unul antibacterian. Săpunul antibacterian te protejează preț de câteva ore după ce te-ai spălat. Nu numai că îți curăță mâinile, dar oprește germenii din a se reproduce. Există de asemenea și microbi folositori. Unele bacterii pot fi adăugate în lapte pentru a face iaurt sau bulgăraș de brânză.
Altele sunt folosite pentru a purifica apa. Chiar și în corpul oamenilor există multe bacterii folositoare care îi ajută să digere mâncarea. Nolik, tu ce crezi? Crezi că există microbi pe săpun? Nici nu știu. Mai bine îl spălăm ca să fim siguri. Hei, ce faceți voi doi acolo? Spălăm săpunul. Cu săpun. Ca să eliminăm toți germenii. Cred că glumiți. Ascultați, este imposibil să scăpați de toți microbii. Și inutil. Trebuie doar să vă protejați de cei răi. Bacteriile eliminate. Micule Tom, am nevoie de un minut ca să... Dau cu mopul. Dar eu deja am spălat. Ce băiat bun! Masa lucește! Ia uite cât de curat este aici! Felicitări! Ce se aude? Nimic. Nu ți-e rău, nu-i așa? Nu. Micule Tom, ai făcut o treabă minunată aici. Doar că exagerezi puțin cu atâta curățenie. Mă înțelegi? Am înțeles. Ai înțeles și tu? Eu? Ce să înțeleg? Că cel mai important lucru este să ai grijă să te speli pe mâini cu săpun. Bine. Să luptăm cu microbii! Cei ce fac lumea mai sigură, eliminând germenii unul câte unul. Fixiki. Pata. Micule Tom, ce se petrece? Dacă vrei să te uiți la televizor, trebuie să-l pornești înainte. Nu mă uit la el, mă uit la reflexia mea. Vreau să-mi fac un autoportret. Și ce mașină o să desenez în acest autoportret? Nu desenez o mașină, mă desenez pe mine. Autoportretul e atunci când te desenez sau te pictez pe tine. Serios? Ha! Crezi că ai mușchi de supererou cum văd că ai desenat pe hârtie? Cum pot să văd cum arată mușchii mei mai exact? În orice caz, lasă artistul să muncească. Micule Tom, tricoul tău e pătat! Oh, nu! Șterge-l, repede! E și mai rău, ce fac acum? Ei, cred că avem nevoie de mamixii! Murdăria obișnuită se poate curăța cu peria sau se poate spăla cu apă. Dar sunt pete de care nu pot scăpa așa de ușor. Petele de fructe trebuie să fie înmuiate întâi în apă fierbinte. Pe de altă parte, cele de sânge nu trebuie spălate cu apă fierbinte. Poți curăța pete de vopsea și rugină de asemenea, dar pentru acestea vei avea nevoie de o soluție specială. Aceste soluții speciale trebuie folosite numai cu ajutorul unui părinte sau un alt adult care știe să le folosească în siguranță. Hei, știu o cale grozavă de a te curăța! Ce folosești pentru a scăpa de urme de creion? O radieră! Doar că tricoul nu e de hârtie! Și ce dacă? Să încercăm! Ce-i rău în asta? Acum trebuie să curăț trei culori! Am o idee! Să pictăm pe tricou cu pasta asta de corectat! Pastă corectoare? Da! N-a fost o idee bună! Gata, m-am prins! Trebuie să folosești niște apă! Mai bine la mașină, nu crezi? Nu! Nu poți spăla albele cu coloratele! Și ai un tricou alb plin de culori pe el! Atunci să... încercăm mai multă apă! Cât de multă să folosești? Mai ai alte idei? Știi ceva? E posibil să fi făcut ceva greșit. Ha! Tot ce ați făcut e greșit. Trebuia să folosiți soluție de pete să curățați tricoul. Soluție de pete? Mișcând! Oh, uite-te la asta, Simca! Cred că e minunat! Au pictat așa de drăguț pe acel tricou alb. Tula e prietena cea mai bună a Simcăi. E foarte înaltă, aproape cât a Tixi. Da, e cea mai înaltă din grupa lor. Și e foarte puternică. Tula iubește să râdă și râde mai tare ca oricine. Așa este ea de fel, bucuroasă și blândă. E pregătită să ajute pe oricine și se asigură că prietenii ei se înțeleg mereu.
Desigur, nu-mi place că mă tratează ca pe un bebe, mai ales când ea e așa de fricoasă. Se sperie până și de un păianjen micuț și crede în tot felul de superstiții și horoscoape. Tula va crede orice îi spui, ceea ce e grozav pentru că e foarte ușor să-i faci o farsă. Și nu le ia în nume de rău. Asta pentru că e Tula. A fost din adins, nu-i așa? Cam da! Micule Tom, nu! Mama te va pedepsi pentru o pată și acum vrei să faci mai multe? Nu te teme, Nolik! Am uitat complet că e un tricou vechi și am voie să-l modelez cât de mult vreau! Am încercat așa tare să-l curăț! Mai fă o pată aici și una aici! Una în mijloc și o dungă aici! Splendid! Arată grozav! Încă una, ce zici? Wow! Zici că sunt artificii! Splendid! E un nume pentru stilul acesta de pictură. Mai exact, este o pictură abstractă. Sunt o mulțime de dungi și de pete, iar fiecare vede ceva diferit. Da, uite! O minge aurie lângă un râu! Aici e Tom, cu un insuficient în carnetul de note. Micule Tom, ce ai făcut aici? Și pe tricou? Știi cum se numește? E pictură abstractă. Nu arată deloc rău. Îmi place, pictură abstractă. Nu e grozavă? Micul meu artist. Fixiki. Scurgerea. Hei, Nolik! Vino și ajută-mă, ventilatorul din calculator trebuie curățat acum. Eu și micul Tom facem o felicitare pentru aniversarea părinților lui. Oh, vai, săracul de tine, trebuie să fii obosit. Bună, Simca, ce bine că ești aici. Am o întrebare. A 12-a aniversare se scrie cu ș sau se scrie cu j? Știi ceva? Mai bine scrie numărul 12 și apoi o liniuță, apoi scrie aniversare. Da, dar întâi mă duc să schimb apa, mă întorc imediat. Mama și-a lăsat inelul aici. Nu, ce am făcut? Le-am stricat ziua mamei și tatei. Cea specială. Unde? În baie? Inelul mamei mele era acolo, iar el a scăpat în chiuvetă și acum s-a dus pe țeavă. Ce zi? Nu s-a dus nicăieri. Nu știi nimic despre cum funcționează o scurgere? O ce anume? Scurgerea are o țeavă curbată sub chiuvetă. Apa iese din robinet și se duce prin țeava curbată. Numai apoi se duce jos spre scurgere. Dar când închizi apa, nu se duce toată pe țeavă. Niște apă rămâne jos în țeava curbată. E făcut așa, astfel încât mirosul din canalizare să nu intre în casă. Un inel e mult mai greu decât apa, deci dacă l-ai scăpat în scurgere, nu îl va lua. Va rămâne pe fundul țevii curbate. Asta înseamnă că mai avem o șansă! Da, dar cum îl vom lua din țeava curbată? Cine știe? Eu nu știu să nod! Nu te teme, totul e sub control. Ai cumva niște ață? Foarte multă. Fugi și adu-o, iar eu mă întorc într-o clipă. Nu pot să o repar așa? Unde e aparatul de sudură? Tata Fixi! Trebuie să împrumut ghiozdănelul puțin. Hei, ce coincidență! Și eu trebuie să-l folosesc. Mama Fixi, atunci iau ghiozdănelul tău. Cum? Ți-l aduc imediat. Hei, unde te duci? Ai grijă ce faci, draga mea. Lăsați-mă să vă explic. Fixiki există pentru a repara mașinării și aparate. Dar mașinăriile sunt foarte mari, iar Fixiki sunt foarte mici. Deci nu se pot descurca fără unelte. Acum mult timp, Fixiki lucrau cu orice puteau găsi. Pene mici, ață, ace mici. Acum au rucsacuri care se numesc ghiozdănele. Într-un ghiozdănel sunt o mulțime de unelte. Doar apeși butonul, iar ghiozdănelul se învârtește repede și scoate un cârlig, un magnet sau chiar o parașută.
orice fixichi adult are propriul ghiozdănel. Dar înainte ca cei mici să le primească, trebuie să meargă la școală, să învețe din greu, pentru a trece examenul. Numai așa au dreptul să devină fixichi în toată regula. Și numai după aceasta primesc propriul ghiozdănel. Acum ce? Ai să cobori așa cu hainele de pe tine? Nu doar așa! Grosu! Da, așa! Cum vreau de un fiu, trageți-mă! Ha? A spus așa, când trag de ață, trebuie să mă trageți înapoi! Înțeleg! A răspuns, înțeleg! Nu trebuie să repet ce spui și... A spus că nu trebuie să repet ce spui tu! Nolik, mulțumesc! Chiar m-ați salvat de data asta! Pentru asta există fixichii! Am zis, pentru asta există fixichii! Micuțule Tom, cu cine vorbești acolo? Oh, s-a întors mama ta! Cu nimeni? Hei, puteți să vă transformați în fixichii? Trebuie să vă întreb ceva. Am uitat să scriu a 12-a aniversare cu ș sau se scrie cu j? Scrie numărul direct! Așa-i!